generali. Doamna Maria a întrebat de dumneavoastră și a spus că e cu organizarea Thank you.
Și bine ați venit la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional Moineșteanca. Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat și astăzi și vremea parcă ține cu noi, că ne-a lăsat să facem această frumoasă paradă a costumelor populare. Merită toate aplauzele noastre, frumusețea poporului nostru român, cât de frumos este de la o pincă până la ia populară. Merită toate aplauzele dumneavoastră. Mulțumim tuturor care au reușit astăzi să ajungă la acest frumos eveniment de la Moinești. Moineștiul astăzi este în întreaga țară. Prin ceea ce transmiteți dumneavoastră online, toți sunt cu ochii pe ceea ce se întâmplă la Moinești. Dar nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără o echipă puternică, aș zice eu, și merită toate aplauzele din nou, din tot sufletul domnului primar, care nimic nu lasă la voia întâmplării și îl invit alături de mine. Și-aș ruga colegii din țară să vină pe scenă, că merită toate aplauzele dumneavoastră, că munca de profesor, de instructor, de coreograf este colosală. Rog toți colegii mei din țară să vină alături de mine, să-i privească publicul, să vadă ce oameni minunați fac lucruri minunate. Și ceea ce ați putut vedea dumneavoastră astăzi pentru prima dată, fanfara Moinești. Deci Moineștiul, începând de astăzi, avem fanfara noastră și asta tot datorită domnului primar, care ne-a înzestrat cu instrumente muzicale și încet, încet, în ceilalți ani o să fim și noi invitați cu fanfara noastră de a participa la diverse concursuri și festivaluri. Acum îl ascultați pe domnul primar. Mulțumesc! Înainte de a vă saluta și a vă spune bun venit, vreau să mă invit alături de mine aici pe scenă musafiri de-ai noștri din țară și străinătate, oficialități locale și naționale. Îl invit alături de mine pe domnul deputat Petru Frunze de la Chișinău, deputat în Parlamentul European, domnul Viorel Ilie, senator și ministru, fost primar al municipiului Moinești, doamna Maria Stoianov, artist al poporului din Republica Moldova, doamna Sima din
din București, da, Băcăoanca, auziți de a noastră, invit pe domnii consilieri locali și, nu în ultimul rând, pe domnul general domnul Ioan Procope, 103 ani peste două luni. 103 ani, am zis bine, să știți. Poftiți, domnul general, alături de noi. Aș invita alături de noi și membrii juriului, pentru că astăzi vor avea o misiune grea. Vedeți cu toții ce avem aici în mijlocul nostru, musafiri din țară, musafiri din străinătate, vor evolua pe această scenă, vor fi notați de juriu, la urmă vor primi și premii, bineînțeles toți sunt câștigători, dar cei mai buni vor lua și premii. Cum spuneam la început, eu vreau să vă adresez salutul meu și al comunității moineștene pentru faptul că ați venit astăzi la 11-a ediție a Festivalului Moineșteanca, un festival de talie internațională, cum spunea, avem musafiri de peste hotare, pentru a promova tradițiile românești, pentru a promova copiii noștri și a promova municipiul Moinești, un oraș în devenire, un oraș care se transformă din temelii, zic eu că va deveni unul din cele mai moderne orașe din România. Avem investiții, bineînțeles, în infrastructură, în sănătate, în educație, da? Iată, astăzi cultura e aici, la noi acasă, cu aceste ansambluri frumoase de la cluburile elevilor din țară, au venit aici la Moinești și ca urmare a faptului, cei de la clubul Moinești, condus de doamna profesor Marinica Ifrim, merg la toate competițiile din țară, ne reprezintă cu mândrie tradiția și portul de aici din zona noastră, dar mai mult, cum vă spuneam, promovează numele municipiului Moinești și ridică acolo unde este locul. Eu vă urez bun venit la Moinești tuturor, bine ați revenit cei care ați mai fost aici, sper să vă simțiți bine cele două zile pe care le petreceți la Moinești, să plecați de aici cu premii, să fiți sănătoși, să veniți an de an aici la Moinești, nu vom renunța niciodată să realizăm astfel de evenimente. De asemenea, mai avem evenimente după amiază, aici va avea un recital, vor avea un recital cei de la Strășeni din Republica Moldova, mâine cei de la Ialoveni, tot din Republica Moldova, două localități cu care mâine la ora 16:30 vom semna un parteneriat de înfrățire. Noi suntem frați, dar vrem să fim frați și mai apropiați, două popoare care vorbesc aceeași limbă trebuie să stea la aceeași masă. De aceea musafirii din Republica Moldova astăzi aici, de aceea vor fi și mâine când vom semna și de asemenea și noi vom merge la dumnealor să le arătăm lucrurile frumoase pe care le promovăm de aici, de la Moinești. Dar nu vreau să vă țin de vorbă pentru că aici au venit copiii să ne încânte și să cânte, să ne arate ceea ce au învățat cu instructorii lor și de aceea vreau să le mulțumesc și profesorilor coordonatori că fac acest lucru pentru copiii noștri, să-i aplaudăm. Să-i aplaudăm și pe cei din juriu că o să aibă o zi grea aici la Moinești, să-i aplaudăm pe toți părinții care dau atenție acestor lucruri, dar în ultimul rând să-i aplaudăm pe acești minunați copii. Felicitări și succes astăzi! Mulțumesc, domnul primar! Și cum spuneam că astăzi e o zi importantă, e o zi pentru copii și pentru a arăta ceea ce știm, hora prieteniei. Rog pe toți copiii să se prindă într-o horă. O să mai invit la cuvânt și musafirii noștri. Domnul deputat vă aștept alături de mine, domnul Viorel Ilie, vă rog un minut aici mai aproape. Doamna Maria, da? Vă rog, domnul deputat, câteva cuvinte. Domnule primar, domnule general, stimați locuitori ai municipiului Moinești, dragi copii, vă zic și eu bună ziua și sunt nespus de bucuros să fiu musafirul acestui eveniment. Am venit la invitația domnului primar și vreau să transmit un mesaj din numele Republicii Moldova că portul popular românesc este prezent și în Republica Moldova, atât din toate regiunile istorice a României mari, Muntenia, Ardealul, Moldova și Basarabia, la fel avem aceeași limbă, același port românesc, aceleași tradiții și vreau să vă felicit pentru acest eveniment prin faptul că prin asemenea activități unim și mai mult neamul nostru românesc care are capacitate să se evidențieze atât la nivel european
cât și la nivel internațional. Vă doresc tuturor o sărbătoare fericită și zilele respective să vă aducă noi oportunități pentru dezvoltarea domeniului cultural. Mulțumesc mult! Oameni buni, eu am să zic artistic. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciulă și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Suntem cu aceeași inimă, frate, soră de peste Prut, dorul în două l-am rupt, să nu doar atât de mult. Sperăm să avem un festival frumos, felicitări pentru acești copii minunați, organizatorilor, domnilor primari, domnului primar pentru invitație și eu ca președinte de juriu am să fiu foarte bună și blândă și am să dau note maxime. O zi frumoasă! Vă spun bun venit la Moinești. Sunt bucuros să fiu alături astăzi la acest minunat eveniment care, după o mică pauză, încearcă să reînvie, să redevină ceea ce a fost un reper în zona tradițiilor românești, în zona palatelor copiilor, a cluburilor elevilor și tot ce înseamnă implicarea tinerilor în a duce tradiția românească mai departe. Bun venit la Moinești, bun revenit la Moinești, că sunt, am văzut prieteni dragi cu care ne-am mai întâlnit în anii din urmă. Vreau să vă urez succes, să aveți o ședere frumoasă la Moinești, să salut și să felicit deopotrivă pe toți cei aici prezenți, de la copii, de la îndrumători, părinți și toți factorii decizionali implicați, să vă felicit pentru ceea ce faceți, să vă urez sănătate și să fiți fericiți. Doamne ajută! Dar merită aplauzele noastre, așa cum spuneam, cea care este sufletul festivalului, doamna Marinica Efrim, da? Este coordonatoarea de la Clubul Elevilor. Vă spunea că am investit în ceea ce înseamnă dotarea Clubului Elevilor. Anul trecut 20.000 de euro. Am cumpărat tot felul de instrumente care sunt necesare unui taraf și a unei fanfare de copii. O să-i vedeți crescând aici la Moinești. Succes mult! Și așa cum spuneam, haide să dăm drumul la hora prieteniei, să ne prindem fiecare de mânuță, indiferent din ce zonă folclorică venim.
Hai să vă aud, bună dimineața! Să ne înviorăm puțin. Știu că ați cântat, ați dansat, ați mers într-o frumoasă paradă de la gară până aici. Mulțumim, dragi părinți! Mulțumim, dragi invitați! Doamnelor și domnilor, luna septembrie ne-a îmbrățișat și anul acesta, așa cum ne îmbrățișează de 11 ani. Anul acesta mai blând ca niciodată. Miezmele acestui început de toamnă aduc cu sine evenimente care pun într-o lumină aparte orașul nostru. Pe lângă celelalte manifestări, bineînțeles, festivalul concurs Moineștanca. El întregește șirul acestor manifestări cultural-artistice și presară în sufletul spectatorilor sentimente de bucurie, iar în cele ale concurenților, emoțiile competiției. Acestea reunește într-un buchet al tradițiilor elementele autentice de spiritualitate românească, fiecare participant străduindu-se să aducă cu sine comori din lada de zestre a zonei din care provine. Vrem să mulțumim și cadrelor didactice din palatele și cluburile pentru că fac eforturi susținute ca folclorul românesc să rămână autentic și viu. Și pentru că luptă cu influențele moderne și generațiile de tineri să se bucure de moștenirea lăsată de cei care au zidit temeliile culturii acestui neam. Vreau să vă spun că Festivalul Internațional Moineșteanca de muzică și dans popular pentru copii, ediția 11-a, încă de la prima ediție a fost inclus în Caen. Acum îl găsiți la anexa C, poziția 8, la Omen, numărul 25811 din 21.02.2022, eveniment de înaltă ținută ce se desfășoară sub egida Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar Bacău, Palatului Copiilor Bacău, filiala Moinești, UAT Moinești. Pentru moineșteni este o onoare și este un prilej de a găzdui un asemenea eveniment. Dar derularea lui nu ar fi posibilă fără sprijinul autorităților locale pe care i-ați văzut urcând mai devreme pe scenă și care au fost alături de voi în hora prieteniei. Mulțumim domnului primar Valentin Vieru, viceprimarului Bogdan Legănuș, de asemenea mulțumim doamnei Raluca Lăzăroaie, Biroul de Cultură, Tineret, Activități Publice, colegilor de la Clubul Copiilor Moinești, Palatul Copiilor Bacău, bineînțeles comitetului de părinți care au fost alături de acest eveniment, cărora le adresăm cele mai calde mulțumiri că au fost și vor fi și la ediția 12-a alături de noi. Mulțumim de asemenea pentru susținere sponsorilor și partenerilor noștri, ONG-ul Mândră Ie Românească, organizatoarea acestui festival, Florăria Ariana Moinești, Spălătoria Auto Andra Sofia Moinești, Secea Civan, magazinul 1001 articole, firma Nuntă Moinești, magazin Fashion Up Izabela Andrioaie, Sece Sofia Star SRL. Moinești, de asemenea, adresăm mulțumiri conducerii celor trei licee care au găzduit atât invitații cât și copiii. Este vorba de Liceul Spiru Haret din Moinești, Colegiul Grigore Cobălcescu din Moinești și Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron din Bacău. Cei care vor urmări acest program, acest festival, vor mângâia cu privirea minunatele costume populare și se vor emoționa când sunetul muzicii le va încânta auzul. Toate acestea fiind posibile datorită eforturilor făcute, bineînțeles, de o doamnă pe care am cunoscut-o mai curând, directoarea acestui festival, doamna Marinica Ifrim. Haideți să o aplaudăm pe doamna Marinica Ifrim pentru eforturile depuse în realizarea acestui festival internațional de muzică populară Moineșteanca. După cum am amintit, din cadrul acestui festival fac parte din concurs copii de diferite vârste care vor încerca să convingă juriul acestui festival. Salutăm de asemenea membrii juriului, doamnele Oana Daniela Crețu, profesor și solistă, Otilia Purcaru, de asemenea profesor și solistă, Ileana Sima, profesor și solistă, Beatrice Maria Duca, profesor și solistă, Sandu Ionela, de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău Arte, Franț Mihaela, tot de la Inspectoratul Județean Bacău, Laura Gavriliță, profesor doctor etnografie și folclor, Roxana Găvănaș și Lăcrămioara Petrea, secretar profesor.
Eu vă mulțumesc că v-aș ruga copiii, părinți, în spate aveți niște scaune, puteți să le luați cu încredere, să le așezați și ca să nu stați în picioare pe perioada desfășurării festivalului, să luați un loc. Avem o surpriză pentru dumneavoastră, chiar dacă trebuie să înceapă festivalul, pentru că sunt atât autoritățile locale alături de noi, cât și invitații. Am vrea să vă dăm o mostră despre cum ar trebui voi să interpretați, să cântați, să jucați în acest festival pentru a lua note cât mai mari și, bineînțeles, premiile cele mai mari. De aceea o să am plăcerea să o invit la început de festival în deschidere, o doamnă doctor în etnografie, să vă spun câteva lucruri despre ea, poate o veți recunoaște, am să vă spun și am să vă întreb dacă o cunoașteți. Este artist interpret de cântec moldovenesc, absolvent a Școlii Populare de Arte din București, fost profesor de canto muzică populară în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești. Este președinta Asociației Culturale Dor de Dor, membru în Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, membru Uniunea Națională a Artiștilor din România. Peste 16 ani de activitate profesională în slujba cântecului popular românesc, concerte pe marile și micile ecrane, apariții numeroase în emisiuni TV de prestigiu. Este realizatoare de videoclipuri, document etnologic, jurată în numeroase festivaluri de folclor. Alături de Grigore Leșe, Roxana Daniela Ghescu, Gabriela Păsărin. Ea pune în fața marelui public întreaga sa activitate artistică în scopul promovării, conservării, perpetuării și îmbogățirii patrimoniului cultural românesc. Prin activitatea sa artistică creativă directă, prin activitatea sa didactică, terapeutică și de cercetare, poate fi un posibil model pentru voi copii, dar și pentru noi cei mari, un model pentru tânăra generație, pentru responsabilitatea de care este conștientă și pe care și-o asumă, străduindu-se să se perfecționeze continuu. Știți despre ce este vorba? Este membra juriului. E o doamnă... Zi mai tare! Elena Sima, doamnelor și domnilor, dragi invitați, într-un mini concert extraordinar alături de Taraful Sima, Elena Sima! Mulțumesc. Bună dimineața, Moinești! Să știți că alături de mine am familia. Cred că nimic nu e mai nobil pe lumea asta decât să poți să fii și să lucrezi împreună cu ai tăi. Și am aici la violă Constantin Sima, elev la Colegiul Național de Muzică George Enescu, al meu cel mic flăcău. La tobă Robert Sima. Este soțul meu și un om care a iubit dintotdeauna, a îmbrățișat arta, a crescut în grădina lăutarilor, să spun așa, la scenă și este impresarul nostru. Iar aici, în partea dreaptă, l-am pe Mihail Sima, la vioară, elev la Colegiul Național de Muzică George Enescu din București și împreună suntem taraful familia Sima. Astăzi, Dumnezeu a binecuvântat prin această minunată doamnă Ifrim, un om de cultură al zonei dumneavoastră, să ne intersectăm de multe ori și astăzi să își dorească să ajungem și noi pe scenă. Am venit cu mare drag. Sunt din Bacău, pentru foarte multă lume care poate se întreabă că trăiesc în București, dar sunt din Bacău, costumul este al Bacăului, sunt din Sascut mai exact și mi-am văzut sascuteni pe aici. Da, v-am văzut. Să fiți sănătoși. Vreau să vă mai spun un lucru. Există o doamnă Ifrim cu inițiativă. Foarte bine. Inițiativă care, dacă nu va fi primită cu brațele deschise de către oficialități, ea rămâne la nivel de idee. Vă îmbrățișez cu sufletul. Vă prețuiesc, domn primar, pentru picătura de identitate pe care încercăm și noi să o ținem acestui neam
greu încercat, dintotdeauna, în era globalizării contează foarte mult identitatea neamului românesc. Vă felicit pe dumneavoastră și întreagul Consiliu, știu eu, de organizare și funcționare a Moineștiului și mi-e bine acasă. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit, v-ați pus scaunele, dar cred că aici undeva, la un moment dat, vă puteți ridica și puteți să jucați, cu toate că ale noastre cântece au povești și sunt bine și de ascultat poveștile lor. Deci, eu sunt Elena Țima din Sascut, județul Bacău. Așa am spus peste tot. Haideți și astăzi. Așa-i
șleac la inimioară, zi-i scârcare, zi-i mă, așa. Păi, dragi-mi, sunt românii mei, tere-tere, tere-tere, dar nu salți în lumii ca ei, tere-tere, tere-tere, harnici deștepți așezați, tere-tere, tere-tere, da, și la minte cum pătați, tere-tere, tere-tere, iar când sunt la veselie, tere-tere, tere-tere, da, sunt oameni de omenie, tere-tere, tere-tere, glumeți vesel și vioi, tere-tere, tere-tere, da, că românul-i neam de soi, auzi, păi să trăiți în bucurie, năcazul să nu vă știe, la mulți ani cu sănătate, din noroc să aveți parte, auzi, auzi, sunteți minunați aceia. Și mișcăm o horă pe bătăi așa, da? Haideți cu horă pe bătăi azi la hramul satului, zicem noi. Și, 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 și
aici, rămâneți alături, mișcăm hora, ia să vedem. Mulțumesc tare mult dansatorilor, sunteți suflet din sufletul meu, cadru didactic de ani de zile, nu pot decât să vă iubesc, v-am iubit mereu. Hai cu muzica! Și mișcăm hora! 1, 2, 3, 4... din identitatea acestui neam. Mai departe, o poveste de dragoste, o sârbă. Dragă-s lui Ion și Gheorghe. Fetelor, să ascultați să vedeți dacă rămâne cu Ion sau cu Gheorghe. Da? Hai să ascultăm povestea. Dragă-s lui Ion și Gheorghe. Hai cu sârba! Gheorghe, amândoi s-au sfătit că mă vor dilogodit, că jochenișă-s frumoasă și cu lumea omănoasă, harnică-s ca o furnică și de soacre nu am frică. Ziceți lună și voi stele, vai de păcatele mele, Gheorghe Mododol, da bun, de Ion. Ascultați povestea, vă spun! Vine timp de semănat, pe câmpul proaspăt plouat, Gheorghiță trudea, trudea, pe mine nu mă vedea, Ionic mai la vale, vine la lucru călare, cu mâinile se mâna și cu ochii mă sorbea. Da, ziceți lună și voi stele, vai de păcatele mele, Gheorghe Mododol, da bun, de Ion, vă spun, vă spun! Gheorghe seară n-am drăznit gura să ceară, de vorbit vorbiră multe, n-am drăznit să mă sărute. La conacul cel din vale îmi ieși Ion în cale, nici nu știu cum s-a întâmplat, el cu foc m-a sărutat. Da, ziceți lună și voi
mai dimini, cu Ion mi-tare bine, să mă ierte Dumnezeu, oi trăiti placul meu. Lui Ion gură i-oi da, cu Gheorghe m-oi mărita, da, cum aș face, cum aș dregi, tot pe Gheorghe l-oi alegi, cum să trec și ce să fac, Ion mică mi-i plac.